Bună seara, doamnelor și domnilor! Am revenit în direct aici la ASTV, unde l-avem invitat în studio. Avem doi invitați de seamă, am putea spune. Este vorba de premierul României, domnul Emil Boc, care îi spun bună seara și bine ați venit la Bistrița și la noi în studio. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Și vicepreședintele Camerei Deputaților, este vorba de domnul Ioan Olteanu. Bună seara! Să rămână doamnelor și domnișoarelor. Bună seara, domnilor! Înainte de a intra în discuție, vreau să vă spun celor de acasă, avem o mică modificare, în sensul că puteți interveni cu întrebări cu ajutorul regiei, cea care va prelua întrebările dumneavoastră și în măsura posibilităților vom transmite domnului premier Emil Boc pentru a primi răspunsurile necesare. Care este scopul vizitei dumneavoastră la Bistrița și cum ați fost primit la noi? În primul rând, scopul este acela de a încerca rezolvarea problemelor cu care comunitatea din Bistrița se confruntă din punct de vedere administrativ. Pe lângă acest scop principal, evident, al prezenței mele în Bistrița, și mâine voi avea o întâlnire cu factorii instituționali, președinte de Consiliu Județean, prefect, primar de municipiu, șef de servicii deconcentrate și alte structuri administrative județene, pentru a discuta prioritățile județului, proiectele guvernului în Bistrița, și, în ultimul rând, probleme punctuale care țin de competența ministerului pentru a fi rezolvate. Pe lângă aceasta, îmi face o mare plăcere să fiu alături de colegii mei de la PDL, la una dintre cele mai puternice organizații ale partidului din România. Se situează județul parte, nostru una, undeva pe un loc... Este în primele 5 organizații ale Partidului Democrat Liberal și asta nu este de ieri sau de alalteri, este o tradiție lungă a PDL-ului să aibă o organizație foarte puternică la Bistrița. Și sper ca domnul președinte Ioan Olteanu să poată continua această performanță politică aici, așa cum a făcut-o și până acum. Domnule președinte Ioan Olteanu, vreau să vă întreb ce înseamnă această vizită a premierului Emil Boc la noi în județ. M-am așteptat cu deosebit interes să-l avem în mijlocul nostru pe domnul premier, cu atât mai mult cu cât domnia sa se află pentru prima dată în mijlocul organizației, dar și în județul Bistrița său, în această mare calitate, demnitate publică pe care o deține, cea de prim-ministru al României. Este, dacă vreți, în primul rând, o dovadă a interesului pe care domnia sa îl manifestă față de problematica cu care se confruntă județul Bistrița-Năsăud, pentru că, în primul rând, trebuie să avem în vedere că este o vizită de lucru care vizează inventarierea principalelor probleme cu care se confruntă comunitatea, pentru ca ele să fie avute în vedere în acolo unde se iau deciziile. În al doilea rând, dacă vreți, este și o recunoaștere a, știu eu, performanței organizației județene, pentru că, dincolo de toate celelalte aspecte, este președintele partidului și domnia sa, prin prezența aceasta, vine să certifice că rezultatele pe care noi le-am obținut sunt de bună calitate și în felul ăsta să ne motiveze și să ne mobilizeze pentru evenimentul electoral care urmează de acum încolo. Domnule premier, din câte știu, veniți din zona Maramureșului, unde ați fost acum recent. Din Bihor, din Satu Mare, Maramureș, Bistrița. Și foarte scurt de la Biserica Evanghelică din centrul municipiului. Domnul președinte a insistat să ajungem chiar înainte de emisiune să vedem și acest obiectiv de suflet al românilor, numai bistrițenilor, și pot să vă spun că deja avem decizia pregătită de a sprijini imediat cu 15 miliarde de lei vechi tot ce înseamnă reabilitare și reconstrucție la Biserica Evanghelică și să sperăm că de asemenea pe program operațional sectorial, pe program european, vom putea iarăși să avem resurse financiare suplimentare pentru refacerea acestui obiectiv, repet, extrem de important din toate punctele de vedere. Pentru Biserica Evanghelică ați spus, pentru oameni cam ce ar fi, mă refer, recent ați făcut anumite promisiuni cu posibile locuri de muncă în zona Maramureșului. Și bisericile tot pentru oameni sunt și ele. Așa și este. În ultimă instanță. Bun, în privința investițiilor, asta înseamnă loc de muncă și bani. Bani de la buget, care după aceea se transferă în locuri de muncă ale românilor și iar de acolo în impozite, taxe care se plătesc, iar de acolo în pensii, salarii pe care noi le plătim ca și stat. Pot să vă spun că din acest punct de vedere, guvernul actual a alocat de 2, 3 sau de 4 ori mai mulți bani pentru lucrări de infrastructură decât vechea guvernare până în anul 2008. Și o să vă dau doar câteva exemple în acest sens. În privința
banilor care au fost alocați de către guvern pentru asfaltarea drumurilor de interes local și județean. Dacă în anul 2008 au fost alocate 3.210.000, în anul 2009 au fost alocați 18.450.000 de lei, deci de aproape 6 ori mai mulți bani într-un an în care avem o criză economică, n-avem un buget ca și cum a fost anul trecut, n-avem creșterea economică pe care au avut-o cei dinaintea noastră de 8%, noi suntem la minus, dar asta nu ne-a împiedicat să alocăm resurse financiare pentru infrastructură, pentru modernizarea principalelor obiective pe care le avem. Am venit de asemenea de la Baia Mare și am putut să văd că un alt obiectiv pe care îl avem în prag de finalizare, Clujul, drumul acesta de la Cluj, Bistrița până la Suceava, cu diversele tronsoane în lucru, este finalizat în proporție de peste 90% și până în octombrie întregul traseu va fi finalizat. Cu alte cuvinte, și clujenii vor ajunge la Bistrița și la Suceava mult mai repede, după cum și bistrițenii vor putea merge la Cluj sau la Suceava sau pe rutele apropiate în condiții decente și într-un trafic, repet, care să ne apropie cât de cât de Uniunea Europeană. Iar pe lângă acestea, evident, mai avem multe lucrări în pregătire. Altele mi-au fost sesizate astăzi împreună de domnul deputat Ion Oltean, împreună cu colectivul de oameni din administrație cu care m-am întâlnit și pot să vă spun că pe această componentă, Bistrița va beneficia în continuare de susținere financiară, inclusiv cu varianta de ocolire a municipiului Bistrița, despre care am discutat la propunerea domnului Oltean. Și va fi finanțată începând cu 2010. Da, mi-aș permite, pentru că aș vrea în mod neapărat să subliniez atenția deosebită pe care guvernul Boc a acordat-o problematicii care se confruntă județul Bistrița Năsăul. Vorbea domnul prim-ministru de faptul că numai pe infrastructura rutieră, sunt alocați până în acest moment de 6 ori mai mulți bani în temei hotărârii 577 decât anul trecut și suntem doar la jumătatea anului și domnule prim-ministru, știți că urmează august, o tranșă cea de-a doua alocare a sumelor care va spori mai mult această diferență între sumele alocate anul trecut și sumele alocate anul acesta pentru infrastructura rutieră. Dar eu aș mai sublinea că Bistrița Năsăul este beneficiara unui proiect de mare importanță pe drumul județean 151 de la Șintereag, Lechința, spre județul Mureș, a cărui licitație este aproape de finalizare, unde sunt alocate 32 de milioane de euro. O sumă absolut exorbitantă, dar pe lângă aceasta avem alți bani care au fost alocați de guvernul Boc, județului Bistrița Năsăul și nu numai județului Bistrița Năsăul și altor județe din țară. Și toate acestea înseamnă locuri de muncă, înseamnă salarii pentru o mulțime de oameni care lucrează în infrastructura județului, infrastructura țării noastre. Din acest punct de vedere, nu putem să condamnăm, ci dimpotrivă putem să felicităm guvernul pentru gândirea, pentru strategia pe care a demarat-o și care sigur este în concordanță perfectă cu programul de guvernare al cabinetului Boc. Vreau să vă spun că acest proiect, extrem de important pentru județul Bistrița Năsăud, reabilitarea drumului județean,